Am bucuria să vă salut și în seara aceasta și să vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Sper că sunteți ok, sper că viața voastră decurge, cel puțin pentru moment, așa cum trebuie. Iar dacă nu, oricum emisiunea din seara aceasta o să vă ajute și o să vă dea mult curaj, pentru că este o adevărată provocare. În viețile fiecăruia dintre noi există momente în care pur și simplu ne vine să renunțăm. Și aș vrea să te gândești în momentele acestea la acele evenimente din viața ta care te-au trântit la pământ și care te-au făcut aproape să renunți. Dar cu toate acestea, fie ți-ai găsit resurse în interiorul tău, fie că te-ai rugat divinității să te ajute să ieși din acele momente, fie că ai avut prieteni sau fie că au fost anumite circumstanțe care au contribuit la ridicarea ta, în oricare din aceste situații ai fi fost, faptul că ești acum în viață, că ești bine, arată că nu este în regulă să renunți în viața aceasta. Mi-aduc aminte și acum de un film pe care l-am văzut mai de mult, intitulat Până unde mă vor duce picioarele. Chiar vă recomand acest film și aș vrea să vedeți lecția din el. Acțiunea lui se petrece în cel de-al doilea război mondial, momentul în care nemții au început să piardă bătăliile în zona Rusiei, după bătălia de la Stalingrad și alte bătălii pe care le-au dat acolo. Au fost luați prizonieri, mulți dintre ei, și eroul acestui film a fost dus într-un lagăr de concentrare și exterminare aproape la graniță cu Japonia, în cealaltă parte a Siberiei, la extrema graniță a Rusiei. Și după ce au mers mult timp cu trenul, au mărșăluit forțat prin zăpadă și prin frigul acela siberian, până când au ajuns în lagărul acela. Nu aveai cum să mai scapi de acolo. Era o distanță enormă, era paza foarte, foarte strictă, dar în ciuda acestei paze, era și o condiție cu totul specială ca să poți evada de acolo. Era o adevărată minune, pentru că te împiedica frigul, te împiedica distanța, era foarte greu, aproape imposibil să evadezi de acolo. Și cu toate acestea, eroul acestui film și-a pus în gând să evadeze ca să ajungă înapoi la familia lui acasă, în Germania. Bineînțeles, a stat mai mulți ani acolo și după mai multe pregătiri în secret, un prieten de-a lui l-a ajutat să-și facă rost de o pușcă, să-și adune anumite provizii, să le ascundă într-un anumit loc, la oarecare depărtare de lagăr, de tabără. După ce a făcut toate aceste pregătiri, într-o noapte, când era foarte, foarte frig și când viscolea tare, a reușit să iasă din lagăr și să ajungă la adăpostul acela unde avea proviziile și unde avea micul băgăjel pregătit pentru expediția lui aproape sinucigașă și și-a pornit drumul prin deșertul acela alb. După multe experiențe pe care le-a avut acolo, aproape degerase de frig, când a împușcat o focă și și-a băgat mâinile și picioarele în corpul ei cald, apoi a mâncat o parte din organele ei, le-a fiert, le-a pregătit acolo și a improvizat el, avea și un cort la el, a reușit să facă câteva lucruri ca să supraviețuiască și în cele din urmă a ajuns într-un sătuc de cazaci. După ce a ajuns acolo, ei l-au primit cu foarte mare căldură. Între timp s-a înfiripat și o mică poveste de dragoste acolo. Asta e, viața este cu multe imprevizibile. Și după ce a stat o perioadă să se refacă, să îi se vindece acele degerături ale mâinilor și ale picioarelor, după ce s-a mai întrămat puțin fizic, a plecat mai departe spre familia lui acasă, spre Germania. Bineînțeles că între timp autoritățile sovietice au dat prin radio că dacă îl vede cineva pe acest fugar să-l predea autorităților. Bineînțeles, acele familii n-au făcut lucrul acesta, l-au ascuns și l-au pregătit ca să plece mai departe în Germania. Și bineînțeles, în cele din urmă, acest om a ajuns în
Germania. De ce v-am recomandat acest film și de ce am început cu această poveste? Pentru că pe mine m-a impresionat foarte mult. Greutățile prin care a trecut și motivația pe care a avut-o să nu renunțe. Asta a fost dorința lui și motivația lui. Mă voi duce până unde mă vor duce picioarele. Și într-adevăr sunt momente în viață în care îți vine să renunți. Sunt momente atât de grele în care pur și simplu nu mai știi ce să faci. Sunt momente în care îți vine să te dai bătut. Însă întrebarea mea este, oare îți va fi mai ușoară viața dacă te dai bătut? Îți va fi mai ușoară existența dacă renunți la luptă? Foarte mulți dintre noi credem că dacă renunțăm la luptă, dacă renunțăm la a mai continua această înaintare în viață, ne va fi mai ușor. Însă, dimpotrivă, existența devine și mai grea, și mai împovărătoare, pentru că atunci când ești luptător, uiți în mare parte de greutățile vieții. Când stai ca un contemplator al problemelor, al greutăților, ele devin din ce în ce mai mari. Mai intervine și imaginația, mai intervine și fantezia noastră, mai intervine și această minte negativă a noastră care amplifică durerea, amplifică problemele care în mare parte sunt în mintea noastră. Chiar dacă sunt în realitate, dacă vorbim de situații din acestea extreme, cum este cea pe care am amintit-o, situații de detenție, de prizonierat, de război, de foamete, de ciumi, de calamități, da, sunt situații reale, nu poți să le negi, să faci poezie acolo și să spui că nu există. Da, există, dar în toate aceste situații, unii oameni se resemnează și capitulează, renunță la luptă, iar alții se ambiționează să meargă până unde îi vor duce picioarele. În cele din urmă, omul acesta a ajuns acasă și s-a bucurat de familia lui, s-a bucurat de copiii lui și a văzut visul împlinit. În loc să stea să-și plângă de milă, în loc să spună este imposibil, în loc să spună nu pot să evadez din lagărul acesta, dacă voi muri, oricum murea, mai devreme sau mai târziu, a zis trebuie să trăiesc o altă viață, trebuie să mă întorc acasă, trebuie să mă întorc la familia mea. Și în cele din urmă așa s-a și întâmplat. A mers până unde l-au dus picioarele, până unde? Până acasă. Sfânta Scriptură este plină de exemple de oameni care nu au renunțat, de oameni care au dus lupta până la capăt. Și dacă e să vorbim despre acești oameni, trecând de exemplul sublim și suprem al Domnului Iisus Hristos, cine l-ar putea bate pe Iov în materie de suferință, în materie de reziliență, în materie de rezistență în fața loviturilor vieții care au venit dintr-o dată asupra lui și l-au lovit din ce în ce mai tare și nu i-au dat niciun timp să se dezmeticească. Venea o nenorocire, nu se termina bine solia solului, că urma următorul sol care venea cu ceva și mai grozav. După ce a pierdut averile, a pierdut vitele, după aceea a venit unul care i-a zis știi și cei 10 copii ai tăi au murit. Toți deodată. A venit un foc de la Dumnezeu, a căzut peste ei și a ars pe toți. Erau toți într-o aniversare și dintr-o dată au murit toți. Și ca și când n-ar fi fost de ajuns, vine Satana la Dumnezeu și zice stai că mai are încă ceva. Încă mai are sănătate. Știi că omul când mai are sănătate și poate să muncească și are încredere în el, e ok. Dar dacă mai este și bolnav și lovit din toate părțile, atunci lucrurile devin aproape imposibile. Și Dumnezeu zice, bine, încearcă-l în felul acesta. Și Satana se atinge și de carnea lui, Iov devine și mai nenorocit. Și ce poți să faci în situația în care ți-ai pierdut averile, ți-ai pierdut tot ce ai avut, ți-ai pierdut copiii, ți-ai pierdut sănătatea și pe deasupra, cireașa de pe tort, a pierdut și suportul soției acelea pe care o iubea. În cele din urmă ea spune, blestemă-L pe Dumnezeu și mor. Ce tot te insiști atâta cu credința ta? Renunță și gata, ai terminat. Nu vezi că nu mai are rost, n-are niciun rost să mergi mai departe. Ei, ce faci în astfel de situații? Când pierzi tot, când nimeni nu mai are încredere în tine, când ești bolnav, când cei dragi își doresc să mori,
sau îți insuflă neîncredere și spun renunță, că oricum nu mai are niciun rost. Ce faci în situația aceasta? Este cumplit. Și cu toate acestea, Iov a ales să nu renunțe. Până acum, a venit nenorocirile, i-au luat tot ce a avut. A venit nenorocirile, i-au luat sănătatea, i-au luat copiii, i-au luat suportul soției și i-a dat în schimb cicăleala a câtorva prieteni care au avut grijă cu răbdare de chinez să-i spună că totuși a făcut el ceva, totuși s-a întâmplat ceva în viața lui, nu este totul în regulă și ar trebui să renunțe, să recunoască, este vinovat. Și din cauza lui a venit nenorocirea peste el și din cauza lui Dumnezeu s-a uitat cu mânie asupra lui și din cauza lui s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și unii dintre noi găsim o resemnare atunci când găsim un motiv pentru care ni se întâmplă anumite lucruri. Există situații în care, da, sunt vremuri în viață când nenorocirile pe care le trăim sau lucrurile neplăcute sunt o consecință a alegerilor noastre. Dar sunt cazuri în care ele nu sunt o consecință a alegerilor noastre. Apare un accident, da? Apare o boală, așa, în viața ta și nu ai nicio explicație de ce se întâmplă. Deodată, într-un moment, toate nenorocirile vin asupra ta. Dai faliment, da? Tu ți-ai respectat toate termenele, ai respectat, ai muncit, ai făcut tot ce ai putut ca lucrurile să iasă bine. Ei, asociații tăi, partenerii tăi de afaceri nu-și respectă partea lor de lucru sau nu oferă banii la timp și lucrurile încep să se înghesuie din ce în ce mai tare și să se strice. Și ce faci în situații de felul acesta? Renunți? Nu e ușor răspunsul, să știți. Pentru că e ușor să stai pe margine, să dai sfaturi, mai ales în lumea asta a religiei, sunt atâția sfătoși care spun, roagă-te lui Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, lasă, nu-i nimic. Și cei care te sfătuiesc și spun să renunți că nu-i nimic la ceea ce ai pierdut, de regulă nu prea au nimic. Da? Mi-aduc aminte de povestioara aia a lui John Maxwell când au venit doi tineri naivi din ăștia romantici cu mintea în nori, mari misionari și au zis, domnule pastor, noi am lăsat totul pentru Dumnezeu. Și s-a uitat John la ei și a zis, serios, dar ce ați lăsat voi pentru Dumnezeu? Păi zice, n-am avut nimic. La care zâmbește el ironic și le spune, dragii mei, păi voi n-ați lăsat nimic pentru Dumnezeu, că n-ați avut nimic, n-ați avut casă, n-ați avut masă, n-ați avut mașină, n-ați avut bani, n-ați avut nimic. Ce ați lăsat pentru Dumnezeu? Am lăsat totul. N-ai lăsat nimic. Și ăștia sunt cei mai sfătoși, de regulă ratații, mediocri, ăștia care n-au nimic în viață, știu să spună, lasă că nu-i nimic că ai pierdut totul. Păi normal că tu nu știi ce înseamnă să ai. Și în momentul în care nu știi ce înseamnă să ai, e ușor să dai sfaturi altora, lasă că nu-i nimic că ai pierdut. O altă situație năzbătioasă așa și ciudată a fost în momentul în care eram pastor într-un district în Bihor și o familie a pierdut un copil, sarcină cu naștere prematură și în cele din urmă au pierdut un copilaș. Bineînțeles, mai aveau încă un copil înaintea acelui pe care l-au pierdut și a venit o domnișoară bătrână care nu știa ce înseamnă să fii cu copii, să ai copii. Și spune, lasă dragă că mai ai încă un copil. Și eram acolo, asistam la discuție și am spus, auzi, taci din gură. Vezi-ți de treaba ta, habar nu ai ce înseamnă să urmărești evoluția și dezvoltarea unui copil, habar nu ai ce înseamnă o sarcină și tu dai sfaturi, că lasă că mai ai încă un copil. Serios? Mi-aduc aminte când am urmărit în fiecare zi evoluția copilului și am văzut acele stări pe care le trăia soția, am fost aproape de ea și am încercat să-mi imaginez ce ar fi însemnat pierderea unuia dintre copii, chiar dacă erau trei, nu contează, cinci, fiecare este unic, este scris în inima părintelui, pentru că e carne din carnea lui, e viață din viața lui. Și dacă n-ai trăit experiența asta, e ușor să dai sfaturi. Lasă că nu-i nimic, ai pierdut, că mai ai încă ceva. Uite, eu am supraviețuit, da, pentru că n-ai avut nimic. Însă ce se întâmplă în momentele în care ai și pierzi?
totul. Și nu mă refer aici doar la bunurile materiale, mă refer la familie, mă refer la, eu știu, anumite lucruri, o operă de artă care poate ți-a fost arsă, furată sau care ți-a fost vandalizată sau ți-a fost furate drepturile de autor. Sau imaginea ta pe care ai avut-o ți-a fost șifonată de media și ai construit-o în an de zile de muncă, școală și așa mai departe. Sunt mai multe tipuri de pierdere, nu vorbim aici doar de bani. Ce faci în momentul în care pierzi totul? Renunți. Niciodată, niciodată să nu renunți. Iov a luat această decizie în inima lui, să nu renunțe, indiferent cât ar fi fost de greu, indiferent cât de multe probleme ar fi venit în viața lui, indiferent cât de mult a fost sfătuit de acești prieteni ai lui, sfătoși și moraliști, a hotărât să nu renunțe la încrederea lui în Dumnezeu și la acel vis că poate într-o zi viața lui va deveni din nou una normală. Și spune cuvântul că după ce acei prieteni ai lui au tăcut 7 zile pentru că au văzut nenorocirea lui și într-adevăr sunt momente în care în viață ți este atât de greu și prietenilor tăi sau celor apropiați le este atât de greu încât nici nu mai ai cuvinte să le spui nimic. Ce poți să le spui? Pentru că dacă zici simt împreună cu tine, există o singură excepție când poți să spui lucrul acesta. Doar în momentul în care ai trecut într-o situație identică cu aceea prin care trece cel pe care vrei să-l încurajezi. Și atunci, poate nu trăiești în același moment durerea așa cum o trăiește el. Și ce-ți mai rămâne de făcut decât să taci în fața acestor încercări, în fața acestor situații foarte grele? Mi-aduc aminte, eram la o înmormântare împreună cu un coleg pastor. O înmormântare atipică. O tânără de 20 și ceva de ani s-a sinucis în urma unei decepții în dragoste. Și era foarte greu să spui părinților ceva, vă dați seama, o tânără de 20-23 de ani, cred că avea, s-a sinucis. Mai aveau copii, e adevărat, dar durerea unui tânăr, pierderea unei fiice la vârsta de 23 de ani, este o tragedie, este o durere enormă și mai ales că viața se sfârșește într-un mod atât de inexplicabil, n-ai nicio sursă de inspirație, n-ai niciun fir pe care să te duci să vezi de ce a făcut lucrul ăsta și până la urmă și dacă afli de ce, ce mai contează că s-a dus. Și în acele momente predica un coleg care trecuse printr-o experiență nu similară, dar își pierduse fiica în adolescență printr-o boală de cancer. Și oarecum avea dreptul să vorbească, pentru că trecuse prin suferința aceasta de a pierde o fetiță la o vârstă de adolescentă. Și el a spus așa în momentele acelea. Sunt situații în viață încât nu mai ai altă rațiune de a fi și altă motivație de a merge înainte decât să te prinzi nebunește de făgăduința lui Dumnezeu și să nu mai cauți nicio explicație rațională. Să te prinzi cu putere de făgăduința lui Dumnezeu, de credință și să nu mai cauți nicio explicație rațională, pentru că nu o găsești. Și într-adevăr, sunt situații în care nu mai găsești resurse și motive să mergi înainte. Și în acele situații, prinde-te cu putere de făgăduințele lui Dumnezeu, de promisiunile lui și mergi înainte orice s-ar întâmpla. Povestea Viktor Frankl că însăși suferința poate să dea un sens vieții. Și povestea despre experiențele crunte pe care le-a trăit în lagărul de concentrare și de exterminare, unde trebuia să muncească forțat, erau hrăniți foarte prost, ajunseseră niște schelete vii,
Unii oameni renunțau la viață și nu poți să-i judeci pentru asta. N-ai dreptul să faci lucrul ăsta. Nimeni n-are dreptul, este alegerea fiecăruia. Pentru că nu știm ce există în inima omului și cât este gradul lui de suportabilitate. Însă, foarte mulți dintre oamenii care au fost acolo au ales să nu renunțe. Unii au ales să nu renunțe și totuși au fost exterminați, au fost gazați, au fost împușcați, au fost omorâți în bătaie. Dar unii care s-au hotărât să lupte, să facă tot ce le stă în putință ca să scape de acolo, au reușit. Au reușit. Și suferința, spunea el, poate să dea un sens vieții, chiar suferința. Ideea că mai trăiești încă o zi, încă o zi, încă o zi, încă o zi, până când speri că viața va fi mai bună și te prinzi cu dinții de viață, ca viața să fie mai bună. Îmi place foarte mult ideea că Iov își păstrează încrederea în Dumnezeu. Aș vrea să mai subliniez, atunci când e vorba de lupta aceasta pe viață și pe moarte, în situațiile dramatice ale vieții, că nu trebuie să te prinzi cu dinții de viață. Poate părea o prostie ce spun vis-a-vis de ceea ce am spus până acum. Însă aș vrea să înțelegem și o altă dimensiune a vieții împlinite. Dacă te prinzi cu dinții de viață și crezi că viața este totul, de-abia atunci începi să ai o existență nefericită. În momentul în care ți-ai luat la revedere de la viață și continui să lupți, în momentul ăla viața începe să devină frumoasă. Să spui, da, oricum, viața nu este în controlul meu, viața este un dar de la Dumnezeu și ce pot să fac eu este să o fac mai frumoasă. Cât pot? Oricând se poate curma, oricând se poate termina, însă eu aleg să lupt în ciuda tuturor dificultăților și greutăților care vin în viața mea. Și în momentul ăla, viața începe să capete sens. Dacă te prinzi cu dinții de viață, vai să nu mor, vai să nu mi se întâmple asta, vai să nu mi se întâmple cealaltă, devii obsesiv cu alimentația, cu stilul de viață, cu teologia, cu eu știu câte lucruri și chichițe de genul ăsta, vaccinuri și tot felul de medicamente și tratamente, cum ai făcut o răceală, hop, imediat la doctor, dă-i cu antibiotice, o adevărată obsesie să nu mori, în momentul ăla viața devine un calvar, devine un chin. Și slavă Domnului! Că am scăpat de nebunia aceasta care a fost timp de 2 ani de zile, de teroarea aceasta a pandemiei, că nu pot să-i spun altfel, în care obsesia era să nu murim, să nu murim, să nu murim, de parcă poți să controlezi lucrul acesta. În momentul în care ți-ai luat la revedere de la viață și îți dai seama că este un dar divin și că nu poți să-l controlezi, ci poți doar să-l valorifici, în momentul acela viața, chiar în cele mai crunte lovituri ale ei, poate căpăta sens și devine frumoasă. După 7 zile, Iov și-a blestemat ziua în care s-a născut. Cartea lui Iov este o dezbatere filozofică despre viață, despre moarte, despre Dumnezeu, despre suferință. Este fascinantă. Nu este un tratat de dogmatică, pentru că dacă te oprești asupra unui singur pasaj, s-ar putea să tragi concluzii foarte eronate. Dacă o citești în întregime și vezi că de fapt este frământarea omului care pleacă de la blestemul zilei în care s-a născut până la laudă și pocăință înaintea lui Dumnezeu, este o frământare continuă a sufletului care este întins la maxim până la paroxism între cele mai extreme trăiri și simțăminte. Dacă ai răbdare să ajungi până la capătul ei, îți dai seama că de fapt este o binecuvântare că avem cartea aceasta. Omul este lăsat de Dumnezeu să-și verse amarul și inima albastră, să o golească de tot ce este nemulțumire și frustrare și suferință și durere și Dumnezeu tace și ascultă și ascultă. Știți ce facem noi? În momentul când omul vrea să se descarce, în momentul în care omul vrea să spună oful, stai, și dai, pac, o făgăduință, pac, în context biblic, uite și credința, uite și scriptura, uite și aia, și îl sufoci efectiv, nu îl lasă să spună ce are pe suflet. Și Dumnezeu nu face așa. Și lasă-l să se descarce. Lasă-l să... Dar cum să blesteme ziua în care s-a născut? Da, lasă-l, că e în durere, e în suferință, e în necaz.
Și în necaz și în durere, oamenii nu mai sunt întotdeauna raționale. Au momente de răbufnire, de nemulțumire, chiar de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Și cu toate astea, dacă vă uitați până la finalul cărții, cel neprihănit rămâne Iov, cu toate că și-a blestemat ziua în care s-a născut. Și cei mustrați și pedepsiți de Dumnezeu sunt prietenii lui, sfătoșii, teologii, moraliștii, care au avut grijă să îi păstreze ei imaginea lui Dumnezeu. Și spune Dumnezeu, dar n-am eu nevoie de apărători. N-am eu nevoie de oameni care să-mi ia mie cuvântul și să o facă pe avocații în locul meu. N-am nevoie de așa ceva. Și spune un cuvânt extraordinar în capitolul 6, vis-a-vis de cel ce suferă și de cel care poate că în momentele de suferință chiar manifestă necredință și nemulțumire și răzvrătire față de Dumnezeu, în sensul că nu pricepe de ce îi se întâmplă lucrurile acestea. Și spune așa versetul 14 din capitolul 6. Cel ce suferă are drept la mila prietenului chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Wow! Cel ce suferă are drept la mila aproapelui său chiar dacă a părăsit frica de cel atotputernic. Chiar dacă spune, nu mai cred în Dumnezeu. Poate că omul e mâncat de cancer, de boală, de suferință, poate că i-au murit copiii în accident, poate că i-au murit copiii bolnavi, poate că a pierdut pe cineva foarte drag, a pierdut poate tot ce avea. Și tu te duci să o faci pe moralistul și pe sfătosul față de el, să-i spui, a, vezi, cum să vorbești așa? Însă toți aceștia au fost mustrați de Dumnezeu. Ce a apreciat Dumnezeu la Iov de a socotit neprihănire? Faptul că nu a renunțat. Nu a renunțat la viață, nu a renunțat să lupte, nu a renunțat să creadă în Dumnezeu, deși se ceartă cu El. Doamne, nu știu, blestemată să fie ziua în care m-a născut. Și spune o mulțime de nemulțumiri pe care și de frământări. Nu înțelegea de ce se întâmplă lucrurile astea în viața lui. Și cu toate astea, el vorbește drept despre Dumnezeu și nu se leapădă de Dumnezeu. Spune, nu înțeleg, Doamne, nu înțeleg. Și spune el în capitolul 19 niște cuvinte extraordinare pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. Este jurământul lui de credință. Începând la versetul 23. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Atunci vezi zice, pentru ce îl urmăream noi? Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabie sunt grozave și să știți că este o judecată. De aceea Iov a fost iubit de Dumnezeu. Dumnezeu a știut că Iov este un campion. Dumnezeu a știut că se poate baza pe Iov. Și diavolul a venit și a spus, piele pentru piele, averi pentru averi. Dacă tu l-ai binecuvântat, cum să nu-ți mulțumească Iov? Cum să nu-ți cânte laude? Cum să nu fie fericit? Cum să nu fie mulțumit? Ia, lasă-mă să mă ating eu de el, să vezi că te va blestema în față. Și așa face și astăzi. Aduce greutăți, aduce probleme, aduce îngrijorări, aduce tot felul de necazuri în viața noastră, ca să ne facă să renunțăm. Însă vestea bună este că nimeni nu-ți poate răpi victoria decât dacă tu renunți la ea. Chiar dacă vei fi omorât, zice Iov, chiar dacă ți va nimici pielea și carnea, totuși va fi o judecată și va fi o zi în care Dumnezeu va spune, da, într-adevăr, apreciez faptul că ai fost un luptător, că ai fost un erou, că nu ai renunțat. Și într-adevăr, dacă nu renunți, ești biruitor, fie că trăiești, fie că mori. Și atunci viața începe să capete sens.
începe să capete valoare. Pentru că nu este doar o existență trăită la voia întâmplării, fără un scop, fără o țintă, fără o determinare. Viața are un scop, o țintă, aceea de a o duce mai departe și de a o face din ce în ce mai valoroasă. Și cu cât mai trăiești o zi și încă o zi și încă o zi, câștigi experiență, câștigi putere, câștigi acea noblețe de suflet. Și de ce nu? Poți să recâștigi și ceea ce ai pierdut în anumite cazuri, așa cum este și cazul lui Iov. Cartea lui Iov este una cu happy end. Nu toate destinele, nu toate viețile sunt cu happy end. Sunt unele situații în Sfânta Scriptură în care lucrurile nu s-au terminat într-un mod fericit. Unii au murit într-un mod dramatic. Iov a trăit evenimente dramatice, tragice în viața lui, a trecut prin experiențe foarte grele, dar a doua parte a vieții lui, Dumnezeu i-a dat îndoit înapoi, dublu decât avusese. Chiar așa spune în ultima parte a cărții, în capitolul 42, după ce Iov se pocăiește de cuvintele pe care le-a spus în durerea lui, în suferința lui la adresa lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu nu-l judecă, subliniez încă o dată. După aceea, spune cuvântul, versetul 10, că Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vecinii și prietenii lui Iov au venit toți să-l vadă. Știți, după ce începe să-ți meargă iară bine, vin oamenii să te vadă. Cât ești bolnav, ești necăjit, ești vai de capul tău, sunt mai puțini care să vină măcar să te dădăcească sau să te critique, da, dacă nu să te lase în pace. Dar majoritatea pleacă de lângă tine pentru că un om care este bolnav, care este sărac, care este lovit, care este prăbușit, descurajat, nu poți să iei nimic de la el. Și nu prea-ți place să stai în preajma unor astfel de oameni. De aceea unii oameni preferă să moară atunci când li se duce sănătatea, atunci când nu mai au nimic de oferit, pentru că nu le place să fie o povară pentru cei din jurul lor. Frații, surorile și vecinii, prietenii lui Iov, au venit să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat câte un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, dublu decât a avut înainte, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Și spune că erau cele mai frumoase fete din ținutul acela. Și versetul 16 și 17 spun că Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Wow! Ce interesant, nu? Este o poveste frumoasă, o poveste care se termină fericit, într-un ton optimist. Veți spune voi, dar ce faci în situațiile în care viața te trântește și nu te mai ridică? Ce faci atunci? Mi-aduc aminte de un unchi din partea mamei care a dus cancerul 15 ani pe picioare. A făcut tot felul de tratamente și naturiste și medicamentoase și a făcut și chimioterapie și tot ce se face în cancer. A fost o fire foarte optimistă. 15 ani de zile s-a luptat cu boala aceasta. Dar în cele din urmă l-a răpus. Și am avut ocazia să fiu lângă el în ultimii ani vieții, în ultimele luni ale vieții și în ultimele zile. Am vrut să văd ce se întâmplă cu el. Slăbise foarte mult, era emaciat, era foarte slăbit, palid, cancerul îi mâncase inclusiv dinții din gură, îi carbonizase. Era o arătare, era
groaznic să te uiți la el. A fost un bărbat solid, un bărbat puternic, a fost șef de echipă, a avut echipă de sudori, a lucrat pe șantiere. A fost un om foarte optimist și foarte dinamic. Nu stăteai niciodată cu el să nu râzi sau de fiecare dată avea o glumă pregătită. Îi plăcea să fie omul care întreține atmosfera și cel care îi înveselește pe ceilalți. Și în momentul când ne-a văzut el că intrăm noi mai triști, așa că ne uităm la el și începem să ne dăm coate, a empatie, a plângere de milă, a zis, ei, ce vă uitați așa la mine? Dacă mă duc în Africa, sunt Mr. Somalia. Și am început să râdem. Unchiule, încă mai poți să glumești acum în situația asta în care ești matale. E, stați liniștiți, dragii mei. Trupul ăsta se duce. Important este sufletul nostru. Da, m-am bucurat de viață, am avut, l-am slujit pe Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu îngăduie să trec prin experiența asta negativă și mai puțin plăcută, ce pot să fac? Decât să-i dau laudă și să îi mulțumesc pentru faptul că mi-a dat ocazia să-l cunosc, să citesc cuvântul lui, să mă încred mai mult în el și zice, stați liniștiți, eu nu-s descurajat, pentru că orice se întâmplă cu trupul meu, eu știu că sufletul mi l-am predat în mâna lui Dumnezeu. Și stăteam în jurul lui și plângeam. În fiecare dimineață, cât am stat acolo, ne băteam perete să venim să facem rugăciunea, să-i mulțumim lui Dumnezeu că s-a mai trezit încă o zi și că mai poate să se bucure de lumina soarelui. Când a ajuns rău de tot, în faza terminală, mai avea câteva zile de trăit, vreo trei, ne-a chemat în jurul lui și mi-aduc aminte când dăduse acordeonul lui și acum l-am ca amintire de la el. Și mi-a zis, Ionică, aș vrea să mai cânt o cântare. El făcuse armata la marină, era un om foarte disciplinat, făcuse școală populară de artă la acordeon, îi mergeau mâinile pe acordeon foarte bine, cânta polci, mazurci, cânta cântece, cărțile de imnuri le cânta după note la acordeon, era foarte bun. Avea mâna umflată, în faza aceea terminală, se umflă mâinile, picioarele. Și a vrut să mai ia, l-am sprijinit eu, i-am pus acordeonul să mai cânte, să încerca să tragă de burduf, am tras eu. Și la un moment dat a lăsat așa mâna jos și a zis, nu mai, gata. Și aș fi zis că s-a resemnat, dar nu s-a resemnat. Și a dat seama că nu mai poate să cânte la acordeon. Însă speranța lui era încă vie. Frații lui de corp erau acolo. Și au zis, vai, Davide, Davide, cum nu ni s-a întâmplat nouă nenorocirea asta? Uite, noi ne-am bătut joc de Dumnezeu, ne-am dus fiecare în lumea asta, ne-am îmbătat, am trăit, am mâncat, am făcut tot ce vine pe lumea asta și să vină peste tine nenorocirea asta, tu care l-ai iubit pe Dumnezeu, tu care ai fost alături de El, care ai fost la biserică, un om credincios, de ce să se întâmple ție lucrurile astea? Și în momentul ăla, i-a pironit cu privirea și parcă auzeam în cuvintele lui, cuvintele Domnului Hristos, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi. M-auzi, Ghiță? M-auzi, Ilie? M-auziți? Pentru că în ziua aceea o să mă uit după voi și o să se uite tata și mama după voi. Și unde o să fiți? M-auziți, mă? Și plângeau și nu mai puteau să spună nimic. De ce? Pentru că el n-a renunțat niciodată. Am plecat după aceea la facultate și peste câteva zile m-a sunat mama și a zis, unchiul a murit. Și am întrebat, cum s-a întâmplat lucrul acesta? Cum a murit? Și a zis, l-am strigat să-mi facă semn dacă mă aude.
Și a dat ușor din cap. Și a început să se roage. Și în momentul în care a zis amin, și-a dat Duhul. Cu ultima răsuflare, din piept, și-a adormit. Ce înseamnă să nu renunți niciodată? Ce înseamnă să privești viața ca pe un dar? Și să înțelegi că ea nu ți se cuvine, este darul lui Dumnezeu. Și atâta vreme cât îl ai în mâini, să-l prețuiești. Chiar dacă treci prin inflație, prin sărăcie, prin foame, prin necazuri, prin probleme, prin greutăți, Dumnezeu spune, mergi înainte, lasă lucrurile astea, lasă descurajarea și du-te înainte. Faptul că nu renunți este o dovadă că această credință încă este în tine. Flacăra lui Dumnezeu se zbate. Și dacă nu renunți și mergi mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu că vei primi cununa vieții. Îmi place foarte mult ce spune profetul lui Dumnezeu Habacuc în capitolul 3, versetul 17 și în continuare. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Ce frumos! Să te bazezi pe Dumnezeu, pe ceea ce îți făgăduiește în cuvânt, nu ca un pios habotnic care n-are în cap decât religie, nu despre asta vorbim. Ci despre un om care trăiește într-o realitate obiectivă, dar care alege să trăiască dincolo de această realitate prin credință. Și momentele în care viața îl trântește jos, găsește ceva în afara lui care să-l facă să meargă mai departe, mai departe, încă un pas, încă un pas, încă o zi, încă o zi, cât îngăduie Dumnezeu. Și viața ori se îndreaptă și devine mai frumoasă în existența aceasta, ori dacă nu, duce lupta până la capăt, devenind un exemplu și pentru ceilalți, devenind un luptător, un erou. Și în felul acesta, omul trece în veșnicie cu capul sus, că a luptat și a făcut tot ce a putut ca să facă viața asta cât mai utilă și cât mai frumoasă. Ce faci tu cu viața ta? Ce faci tu cu alegerile tale? Ce faci tu cu darul acesta prețios pe care ți-l dă Dumnezeu? Îl risipești în lucruri de nimic, în cancanuri, în trâncăneli, în emisiuni de televizor, în bârfe și în conflicte inutile? Sau construiești ceva? Ce rămâne în urma ta? Știi că la necrologuri încercăm să împopoțonăm acolo, să spunem, dar de fapt majoritatea dintre ele spun același lucru. Când s-a născut, când a făcut școala, când s-a căsătorit, când s-a botezat și când a murit. Și cam toate sunt la fel, bine, cu anumite înflorituri pe acolo, dar până la urmă viețile nu spun nimic la cei mai mulți. Dacă nu renunți însă și lupți cu viața, vei avea și tu ce povesti și vor avea și alții ce povesti după tine. Vei rămâne ca un exemplu, vei rămâne în inima lor, vei rămâne un erou, un nemuritor. Ai șansa aceasta de a scrie veșnicia cu viața aceasta. Nu rata oportunitatea aceasta prin a te resemna, prin a te da bătut, prin a renunța la luptă, niciodată să nu renunți. Rămâi în credință lângă Dumnezeu. Luptă cu viața aceasta. Oricât ar fi de greu, oricât de multe scenarii negative s-ar perinda în fața ochilor tăi. Dacă rămâi cu imaginea aceasta pe care o creează aici Habacuc, chiar dacă se întâmplă și asta și asta, pierd totul, sau al lui Iov, chiar dacă primesc lovituri una după alta, la foc automat, cine sunt eu să renunț la Dumnezeu și la viața aceasta? Mergi înainte cu El, luptă până la capăt, nu renunța niciodată, rămâi lângă El și vei fi cu adevărat fericit. Pentru că nu există fericire adevărată fără lacrimi,
fără durere, fără suferință, fără luptă. Mergi până la capăt. Nu renunța niciodată.